cu Ovidiu Găină, legionar, parașutat de Germania, pe muntele Enău, aici, în Bucovina, unde era grupul de partizani condus de Grigori Sandu. Și asta s-a întâmplat în 1945 sau 46. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că grupul care a mai rămas din ei, din cei 40 conduși de Vladimir Macoveciuc, a luat legătură cu ei, cu Grigori Sandu, cu Găină. A luat legătură printr-un om cu care s-a întâlnit. Știam, dar am uitat acum localitatea unde s-au întâlnit. Și au discutat în ceea ce privește unirea grupurilor și acțiunea care urmează să o întreprindă, iar Ovidiu Găină se comunice să le trimită armament, muniție, alimente și se ajută prin un fel de propagandă în favoarea lor. Propaganda se aude poporul român încât să fie un fel de sprijin al lor. Asta a cerut Macoveciuc. S-a luat, cum spun, legătura, s-au stabilit ce au de făcut. Eu nu știu precis, dar am auzit că nu mult după ce s-a pus parașutat Ovidiu Găină și imediat după ce Macoviciuc a luat legătura cu el, securitatea, dar mi-a spus un cetățean din câmpul lung moldovenesc, nu mai țin minte, știu unde stătea pe marginea apei acolo. N-am fost singur, am fost vreo 4 și o mașină, am fost de la București, am venit și eu cu ei, atunci am la București, pentru a lua un interviu. Am luat în toată Bucovina, încât am fost și la un picior de-al lui doctorul Vasilache, la Vatra Dorni. Și de acolo, de la picior, ne-am dus la un plutonier de securitate care s-a liberat, stă pe un deal acolo, o casă frumoasă, la Vatra Dorni. Ne-am dus și la cealaltă luat interviu. Aceea era cu mine cineva și oamenii cu ei. Și cum spun, nu știu cine a făcut trădarea, dar din mai multe locuri am aflat că a fost făcută o trădare a grupului de partizan a lui Grigori Sandu. Așa a căzut tot grupul, nu știu câți prinși, câți omorâți, dar nici în închisoare eu n-am întâlnit pe niciunul, nu știu la ora asta câți au prins și condamnat și ce s-a întâmplat, măcinat, complet distrus grupul acesta de partizan din care facea parte și Ovidiu Găină.